Bun și bine am găsit la un nou episod din Battlefield 1. Azi continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu un pic de multiplayer pentru că până când se lansează campania săptămâna asta nu avem posibilitatea să mai jucăm alte misiuni de poveste. Dar săptămâna asta când se lansează voi face o serie completă cu povestea dacă vreți și voi asta. Dar am zis că până atunci mai merge să ne antrenăm puțin pe partea multiplayer pentru că după cum știți sunt o grămadă de hărți noi pe care nu le-am testat încă. Data trecută am jucat pe una, dar și astăzi putem juca pe alta nouă și fiecare, vedeți, sunt din zone diferite ale lumii, așa că soldații sunt echipați corespunzător. Dar, oricum, nu uitați, dacă vă place Battlefield 1 și vreți să mai facem episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai continua. Și hai să vedem pe ce match putem să intrăm. Am găsit și un match, suntem pe o hartă nouă și mă voi spuna pe un squad leader aici. Interesantă harta asta, o hartă cu munți așa, avioane zburând peste tot, tancuri peste tot, e nebunie, te simți ca și cum ai fi exact în război și mai ales prin faptul că te joci cu încă o grămadă de lume pe acest server, adică sunt 60 de oameni pe server în momentul de față. Un joc care îți oferă o experiență absolut incredibilă în multiplayer și o poveste la fel de bună în single player, abia aștept să se lanseze ca să putem să o jucăm, dar până atunci măcar avem multiplayer-ul să ne distrăm cu el. Ok, am luat obiectivul ăla. Hai să mergem la următorul și să vedem. Trecem prin tranșee. Au făcut băieții ăștia săpături în munți ca să treacă pe aici neobservați. Și e și greu să-i vezi uneori pentru că, uite, de exemplu, acum s-a băgat o ceață. Uneori poate să fie furtună, uneori poate să fie soare. Nu poți să știi niciodată ce condiții de vreme te așteaptă pe hartă, pentru că niciodată nu e aceeași. Frumos, bravo. Asta se numește muncă în echipă. Bravo, bravo. Acum o grenadă acolo. Arma asta pe care o folosesc acum, habar n-am de unde am luat-o. Deci eu personal nu știu. Mamă, ce frumos. Sunt mulți în zona aia. Am mai văzut un oricând. Holy shit. Să ai grijă aici, dar văd că deja avem bombardierele care le dau bombe în cap. O, ăla trage mine. Avionul ăla mare o să treacă pe deasupra mea acum. Shit. Bine că n-a dat cu ceva bombe, că ăla de obicei îți dă bombe în cap. O. Ai jos? Oh! Cât de aproape eram să-l omor și pe ălalalt. Ia uite-l mă cum are și... Da, are și să mă omoare. Dacă era mai mulți aici ar fi fost mai bine, dar oricum ne-am descurcat destul de bine în zona aia. Văd că squad-ul meu e jos acolo. Acum nu știu cât de periculos o fi, dar văd că vor să se ducă spre A, să avanseze acolo, așa că hai să ne spunem cu ei. Să încercăm să avansăm pe punctul A. Dar să-mi spuneți în comentarii dacă vreți o serie întreagă cu povestea din single player, pentru că se lansează săptămâna asta și aș vrea să aud părerea voastră dacă vreți să aflați povestea întreagă. Și dacă vreți să vedeți primul episod din poveste, am făcut deja un episod de o oră cu primele două misiuni disponibile. Și ăla cu siguranță vă introduce așa puțin în poveste și să aflați mai multe. Acum băieții ăștia văd că stau aici, nu e nimeni inamic. Ne-a capturat obiectivul ăla, dar avem AU pe care îl capturăm noi acum. Am impresia că o să vină cineva în direcția asta, nu știu de ce. Cred că deja sunt în mișcare unii. Ia deschide tu ușa asta. Aha, deja se văd bombițe. Spargem geamurile puțin. Bă, calmează-te că eu-s. S-a panicat omul, trăgea în mine, credea că-s inamic. Da, în principiu ar trebui, cred, să plecăm de aici. Deja văd bombardierele. Să încerc să mă urc pe munte să am un pic de vizibilitate mai bună de aici. Harta asta v-am zis, o poți juca și pe timp de soare și pe timp de ploaie. Și când se mai întunecă. Și asta o face jocul ăsta destul de unic, pentru că nu, o hartă nu poate să aibă doar o singură condiție de vreme. Ia să văd cineva pe aici. Văd un coechipier de-a meu. Harta asta e mult mai mare decât cea pe care am jucat ieri. Și din cauza asta o să fie un pic mai greu să ne găsim cu inamicii, probabil. What the fuck? Asta a fost bug.
Se pare că se duce și din ceață, puțin, puțin pe aici. Wow, wow, wow. Dita mai tunurile ce le are ăsta. Oh, wow, wow, care trage așa? Oh, nebunilor. Fuck. Cineva a murit aici. Oameni morți peste tot. Hai să avansăm spre următorul nostru punct de capturat. Se pare că inamicii sunt acolo jos. Ia luați voi o grenadă de aici. Și hai băieții din infanterie, înaintați. A dat cu gaz de la. Fuck, nu-l văd din cauza gazului. Și cât, ai timp, cât timp ai gaz, dacă n-ai masca aia pe față, mori. Dacă ai masca aia pe față, nu poți să spui arma la ochi. Asta ar fi dezavantajul. Cineva se ascunde aici. Care ești, mă, pe aici, mă? Știu, am impresia că e unul pe aici. Da, niciun caz n-am cum să dobor eu acel avion, așa. Dacă vrei să dobori avioane, îți trebuie un kit de la de anti-air. Dar hai să mergem la punctul D, că văd că deja au nevoie de ajutor aici. Asta-i faza. Eu trebuie să trag și pe aia să încarc. Știi, cam așa e genul meu de armă. Alții au arme automate, știi, și se descurcă un pic mai bine pe partea asta. E unul acolo, l-am văzut. Dar voi vă dați seama că oamenii chiar așa s-au luptat? Adică nu știai dacă te mai întorci în viață a doua zi. Habar n-aveai. Ceea ce e o chestie destul de înfricoșătoare dacă stai să te gândești. Chiar am luat ăsta arma să vedem dacă mă descurc un pic mai bine cu ea. Wow, wow, wow! Cineva a dat cu ceva mare aici. Posibil să vină vreun tank, ceva. Inamici acolo. Oh! Pe laterala noastră. Cred că am să-mi schimb arma și am să-mi iau o automată și eu. Să vedem dacă ne vom descurca un pic mai bine cu o automată. Și e bine să mai schimb kit-ul ocazional. O să-mi iau aici un MP18 trench. Și ne vom spona. Zona asta văd că sunt destul de mulți oameni morți. Și acasă, hai să vedem dacă reușim să facem ceva. Opa, așa. Careva pe aici? Foarte mulți oameni care au murit. Și am impresia că toți inamicii sunt în E acum. Ia stai tu jos acolo, a vrut să-i da revive la prietenul lui. Mamă, mă plăznești ăsta. Mult mai bine, când ești de aproape cel puțin e mult mai bine cu arma asta. Cu automata. Și mi-a dat și puncte să dau un loc la o armă nouă. Stai jos, prietene. Vezi, văd, ăsta avea medic. Vreau să-mi dau niște bandaje. Și pe aia mi-a arma la loc. Poți să te folosești și așa de kiturile lor, să-ți dai viață. Oh, vine tankul la noi. Am plecat. Ce se răstogolește ăla? Doamne. Am plecat că vine tankul, nu mai stau acolo, frate, deloc. Nici măcar o secundă, nu vreau să mai stau. Faza e că acum noi suntem un pic în fața lor cu punctajul, dar nu cu mult. Ar trebui să mai luăm niște puncte pentru a avansa. Oh, 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 oh. De unde a tras? Cred că din față. A, uite-l. L-au dat jos băieții. Hai jos, prietene, ce ai făcut? Te-ai împiedicat? Încă unul acolo, noroc că am gaură asta. O, grenadă! Erau trei, frate, erau trei acolo. Mi-a dat attack order complete pentru că m-am dus la obiectivul la care mi-a spus comandantul, da. Mi-a dat o grenadă ca să ies din gaura aia și după aia m-a omorât. Erau prea mulți, uitați-vă și voi câți erau acolo în zonă. Cred că mă voi spona. Ar fi o idee bună să-mi iau un sniper pe bune aici, oare?
Trebuie să stai să te gândești dacă merită un sniper, pentru că, având în vedere că ești... Uneori ești exact lângă inamici. Nu știu cât de bună e ideea asta cu sniperul. De exemplu, aici m-am spawnat și s-ar putea să ne întâlnim față în față cu un inamic. Și pe aia ce faci dacă ai sniper? Nu prea multe. La un tanculeț acolo. Îi dau niște de-astea. Alea sunt cam singurele chestiuțe care îl pot doborâ. Sau... Aș putea să mă duc lângă el cu C4, dar... Riscul e mult prea mare să mor. Băieți, sunteți bine? Oh, shit. Mai bine nu întrebam. Oh, oh. Să mă pun jos, cât de urgent. Stai jos că e pericol mare. Hai că vin băieții noștri cu tancurile. Și vine și la cu motocicleta lui. Bă, ne-a luat ăștia D-ul. Nu se poate așa ceva. Mă, că acum la ei. Oh, oh. Am reușit să-l omor, dar sunt foarte mulți în zona asta. Mai e unul acolo. Avem suport de la avioane, dar sunt cam singur prin zona și mai avea nevoie de ceva infanterie cu mine. Băieți, veniți să mă ajutați. Mi s-a umplut arma de noroc. Frumos, jos. Fai de capul meu. Uite-l pe unul acolo, s-a pus cu sniperul. De unde m-a nimerit ăla? Vreau și eu să știu. Tocmai de acolo de jos. A reușit el să pună ținta pe mine. Tocmai de acolo de jos, aparent. Ok. Hai să vedem unde ne vom spona de data asta. Văd că băieții vor lua C-ul. Dar mă spunem aici cu squad-ul meu și încercăm să luăm D-ul. E pe munte, asta e problema. Pentru că ei stând acolo sus au un vantage point bun. Ne văd de sus și pot trage în jos ușor. Noi un pic mai greuți. Dar voi da niște de-astea în încercarea mea de a-i scoate de pe punct. Am văzut pe ăla acolo. Ouleu, și ei dau cu grenade. Grenada lângă mine, jos. Sunt bine, sunt bine. Hai să luăm D-ul. Sunt în zona de capturare. Ce m-a omorât? Băi, uite bă cum au venit. Deci a venit un squad întreg de la ei, 4 oameni. Și au venit și au trecut pe acolo nebunii. Ok. Momentan au 408. Se descurc un pic mai bine decât noi. În schimb, aș putea să mă spunez, uite aici. Și să ne îndreptăm spre D. Văd că deja am reușit să-l capturăm aproape. Bum. Bum. Stai jos. De acolo cu o grenadă. Și așteptăm să-l capturăm. Ok, în sfârșit D-ul e a nostru. Asta și vroiam. Objective Duff. L-am omorât pe la... Stai jos. Dar deja vin să-și ia D-ul înapoi. Bă, frate, ăștia-s nebun. Aaaa! M-a omorât cu un Rigotti Factory. Cred că mi-a tras direct în cap. Că n-am mai avut timp să mai respir. Hai să vedem unde să ne spawnăm noi de data asta. Am să încerc un sniper totuși, pentru că de ce nu? N-am încercat un sniper pe harta asta până acum. O să mă spunez în partea asta aici. Cred că a fost o idee foarte proastă. Pentru că deja văd... Oh, fuck! Da, e aiurea când te spunezi pe un squad leader și el e într-o zonă de război și te spune și mor instant. Cea mai aiurea chestie. Ok, ușurel. Frumos! Hai băieți, pe unde sunt? Ma! Pe munte direct e omul. Hai că l-a omorât cineva. Mi-a dat revive! Mersi, medic, mersi. Danke. Opa, am înțeles că danke e... Mulțumesc. Încep să-mi văd și chestii. Yeah, era asta aici. Să vedem care mai scoate capul de la cutie.
Era că nu e one shot, one kill. Adică dacă l-am nimerit cu sniperul, mă gândesc că ar trebui să moară. Dar nu, trebuie să-i dai direct în cap ca să moară din prima. Ceea ce e un pic dezamăgitor, dar mă gândesc că după aia ar fi un pic cam overpowered sniperii dacă ar fi așa one shot, one kill. Ok. Grijă mare aici, grijă mare. Sunt deja în, într-o zonă în care s-ar putea să mă întâlnesc față în față cu ei. Și o problemă, dar eu sunt sniper. După cum vă ziceam, am reușit să-l fac pe ăsta, dar nu era atent. Frumos. Inamicii au un pic mai în fața noastră, dar nu-i problemă. Sper că să-mi încarc sniperul repede. Eee, grenadă! Știe că sunt aici, știe. Uite-l acolo, uite-l acolo. Fuck, sunt mulți, sunt vreo 4. Ok, o să încerc să stau aici, oarecum. Speram să nu mă vadă, dar iată că și-a dat seama unde m-am ascuns și uite cum se răstogălește caracterul meu. Ah, ok, hold to skip. O să-i dăm skip și să vedem. Ei au 519, noi avem 512. Tot meciul ăsta a fost destul de strâns până acum. Dar cu sniperul m-am descurcat cel mai bine dintre toate, surprinzător. Nu sunt într-o zonă prea bună aici. N-am cover absolut deloc. L-am văzut pe unul după stânca aia. Frumos, bravo. Bombardierul nostru. Stai jos, nenea snipere. Asta era cu sniperul și șmecherul ăsta. Stai jos. Uite, aici dacă aș putea să stau și să nu mă vadă nimeni o perioadă de timp, ar fi perfect. Pentru că e zona destul de bună, știi? Bombardierul nostru trece și el. Dacă îți pică bombe în cap de la bombardierul tău, nu se întâmplă absolut nimic, deci ești în siguranță. Fugi, fugi, fugi. Trebuie să mă bag în cover. Ajutor. Grenadă. Da, direct în grenadă lui ăsta de anti-tank. Mi-a dat revive medicul. E unul acolo undeva. L-am văzut. Hai de gând să mori. Aerea să mă prindă când îmi încarc arma. Frumos. Altul? Erau mulți în zona asta. A? Cred că s-au dus toți după stânca aia. S-au dus în ce? Da, inamicii controlează toate obiectivele și noi nu prea. Haideți băieți, haideți în punctul B repede. Punctul B e exact lângă noi, adică trebuie să putem să luăm fără probleme. Frumos. Hai, mai e careva pe aici. O să stau undeva mai sus să văd. Să am un punct mai bun de vizibilitate. A ratat la bombele. Frumos și... să vedem unde sunt inamicii noștri. Shit, sniper. Cred că direct în freză mi-a dat shotul ăla. Nu știu, uneori am impresia că le trag direct și nu-i nimerez de fapt, știi? Grenada lângă mine. Fuck, e aici unul, uite. Am vrut să-i trag de la apropiere, dar cu sniperul e cam greu. Cred că o să-mi schimb arma pe altceva. Hai să vedem cu ce armă putem noi juca de data asta. O să-mi iau un assault. Aș putea să-mi iau un shotgun, dar pe traseul ăsta nu prea e bun. Și o să mergem cu băieții ăștia să-i ajutăm. A? Careva? Nu, ăsta e a meu. Deci avem niște inamici în B, din ce văd, că au vrut să captureze puțin. Au... deja e al nostru, dar văd un inamic acolo jos. Prea inimeresc eu cu arma asta de aici.
Au... au dat cu bombe în B. Bum, grenadă. Mișto la asalt că are anti-tank și poți să tragi foarte frumos cu C4 un tank și să-l dai jos dacă cumva e lângă tine. Oh, oh. Mă aștepta omul, ați văzut? Bă, dar nici nu a schițat un gest când m-a văzut, adică mă așteptam să... Ah. Era suport și suportul e plin de armură. Da. O să ne spunem aici. Ne spunem pe squad leader. E un tank acolo, îl vedeți? Exact lângă noi și ne omoară oamenii. Băieți, aveți grijă la tankul ăla, da? Oh! Exact în fața mea a venit ăsta. Oh, shit! Uneori habar n-ai de unde vin. Uite-l. Nici am nu știu cum m-a omorât ăla. Dacă ar fi fost un medic pe lângă mine, poate mi-ar fi dat revive, dar așa... Din păcate nu era, era doar un assault. Momentan, echipa adversă văd că are controlul asupra obiectivelor, dar hai să ne spunem noi într-un avion să încercăm să facem ceva cu el. O să încerc să le bombardez punctele. Asta punctul C. Bun. A căzut în cap la cineva? Eh, nu prea. E mișto cu avionul, dar trebuie să știi ce faci, în principiu. Cred că... A, uite ăla e tot de-a meu. Mai am niște bombițe pe care pot să le dau undeva. Zburăm așa în formație. Trag de avion, îl întoarcem și o să-i dau în cap pe un punct de ăsta. Sau aș putea să vin, să vin în picaj. Și asta ar fi o variantă. B și A... Alea sunt cele care sunt atacate momentan. Uite aici, o să dau niște bombe. Bombe, boom! Și na, văd că e ceva problemă. Oh, kamikaze direct, m-am dus. Făcut accident. N-am văzut steagul, dar nu-i problem. Oricum nu făceam mare lucruri cu avionul. Să vedem unde o să mă spuneți. Uite aici am B. Fuck, e under fire, nu mă las să mă spuneți pe el pentru că a murit. E mișto măcar are protecția asta, adică dacă cumva cel pe care vrei să te spunezi primește foc foarte mult, nu te lasă să te spunezi pe el ca să nu mori instant. În alte Battlefield-uri nu știu să fie existat chestia asta, te spună oricum. Da, asta e o adiție foarte bună. Oh, auliu! S-a parașutat un pilot. Dacă l-aș nimeri un pic mai mult pe la cu parașuta lui. A intrat ăla în el cu avionul, doamne. Ok, hai că e bine. Băieți, haideți pe B. Grenadă, încă o grenadă și încă o grenadă. Ah, l-am omorât pe ăla, dar m-a omorât altul pe mine. Stă ascuns la acolo, l-am văzut. Repede, intrați în bunker jos. Cred că sunt mulți acolo. Haideți, băieți, haideți. Ce asta? Am dat pick-up, dar cred că mi-a luat-o altcineva înainte. Mă așteptam să stea cineva la ușă, dar nu era. Cineva pe aici? Uite-l acolo. Noi acum, practic, am ieșit în spatele liniilor inamice. Din păcate era toată echipa lor aici. Cred că ar fi trebuit să-i flanchez pe laterală. Hai să-mi iau avionul din nou. Și o să mă duc direct pe punctul E cu acest avion. Direct pe punctul E. Hai să vedem unde ar trebui să dăm niște bombițe. Boom! În caz că au nevoie, am dat niște bombițe acolo. Deși avionul e inamic. S-a dus. Oh, trage mine cineva. E greu cu avionul. Mai ales când dau anti-air. M-a dat jos. Trag cu artilerie în tine, știi, când ești cu avionul și
te pot dobori destul de repede. O să încerc să mă spanez pe liderul ăsta de squad aici, dacă voi reuși. Cred că și-a foc o grămadă aici. Sunt în bunker ăștia. Oh, grenada acolo! Mi-am pus masca de gaze, că e dita mai fumălău. Aoleo! Cum s-a întâmplat asta? Nu știu. Ok, o să încerc să mă spunez din nou, să văd unde... Prea multă acțiune în zona aia. Ar trebui să mă spunez în altă parte. Cred că o să mergem pe D și o să mergem frumos ușurel, ușurel în sus. Oricum, meciul ăsta a fost foarte strâns. Puteam să facem un pic mai bine, eventual, dar... Eu zic că ne-am descurcat destul de decent. Băgăm puțin viteză. Știți, jos acolo. Uite. Oh! Shit! Mi-a tras o bucată. Grenada acolo, grenada acolo. Haideți, băieții, haideți. L-am omorât pe unul, m-a omorât altul. Cam așa e. Cam așa e în Battlefield. Dar norocul tău când ai medici. Aaaa, mi-a dat cu baioneta. Cred că a doua oară când te omoară, nu te mai poți respona așa. Hai să ne spunem aici. Aș putea să iau avionul, dar... Nu mai avem foarte mult de stat oricum, așa că mai degrabă mă spunez în mijlocul bătăliei să încercăm să facem ceva aici. Grenada acolo. Grenada acolo. I-am dat în cap la grenada. Frate, rup ăștia, nu știu, în ultima parte a meciului au rupt enorm de mult. Habar n-am cum au reușit să facă chestia asta, dar s-a descurcat mai bine decât noi. Aș putea să-mi iau scout-ul eventual, hai să vedem dacă ne spawnăm puțin cu sniperul. Ceva acțiune, ceva acțiune. Și ăla de-a bombiți în față de n-are ce face. Stop. Ei, cred că se trage în mine. Dai jos, frumos. Dacă ar fi un shot on kill, cât de mișto ar fi, dar așa trebuie să te descurci cu ea. Din păcate am luat defeat, dar a fost un match foarte bun, aș spune eu. Mi-a plăcut foarte mult harta. Și cu siguranță aș vrea să mai încerc și alte hărți, dar nu știu, o să vedem. Probabil o să jucăm mai întâi campania single player cu poveste și tot ce trebuie și după aia vom mai face și jocuri de multiplayer. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, apreciez foarte mult când faceți chestia asta și asta mă face să văd dacă mai vreți episoade cu Battlefield și cu povestea, dar și cu multiplayer-ul. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!